Au mai rămas doar două zile pentru înscrierile la cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Anul acesta, pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, sunt alocate 120 de locuri la buget și 50 de locuri cu taxă. Pentru asistență socială sunt alocate 15 locuri la buget și 10 locuri la taxă, pentru teologie didactică 15 locuri și 10 locuri cu taxă, iar pentru specializarea artă sacră 20 de locuri și 15 locuri cu taxă. Tot acum sunt organizate sesiuni de admitere și la cele 10 programe de master, un total de 152 de locuri la buget și 100 locuri cu taxă. În ceea ce privește școala doctorală Dumitru Stăniloae, oferta educațională cuprinde 16 locuri. Mai multe detalii despre modul de desfășurare a examenului de admitere pot fi găsite pe site-ul facultății ftoub.ro.